Aveți băiat la închisoare. Am un băiet, Tâncu Bogdan, stă la Cricova. Și de câte ori mă duc, el e în triumă. Tot timpul e în triumă. Niciodată n-are voie să primească colete. Numai ce am venit de la Cricova acum. Am fost să-i duc un colet și o spus că n-are voie până august. Razul trecut tot așa am fost. Că e lipsit de colet. Acum am auzit acolo din femei că m-a anunțat cineva că o zis că el și-o tăiat vinile la mână și o zis că e greu cu dânsul. Și șed în triumf. Eu mă duc la da, doamna triumf care... ce e? Un fel de carcer, un fel de regim special, la subsol undeva. Așa cred și eu. Triumful cred că e carcerul și ala care era odată, se numește triumf. Uh-huh. Eu nu știu, cred că e asta. Și m-am dus la doamna care primesc coletele și am întrebat, m-am interesat, zic că el poate să primească colete, eu zic că nu. Zic, păi sunt înștiințată că ea ca șede băietul cu mâinile, cu vinile tăiete și în situație greșe și din triun. Zic, cum să eu vreau să văd copilul și cu dânsul. Și eu zic că el singur e vinovat, de toate el e vinovat. Și ei și faci că nu-l pune nimeni și taie vinile. De acord, dar oricum trebuie să-i acorde asistență medicală, poate trebuia dus la pruncul, la... Dar eu vreau să văd, eu singur vreau să văd cu ochii mic copilul viu. Eu n-am legătură cu dânsul mai mult de jumătate de an. Copilul n-am nicio legătură. Dar el e condamnat? Da, e condamnat. Nu e în arest preventiv sau? Nu. E condamnat pe 8 ani. Dar n-ați scris până acum, dacă de jumătate de an nu-l puteți vedea, n-ați scris plângere la Ministerul Justiției, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, la Avocatul Poporului? Știți că el la mine tare... Cum să vă spun, el dacă vede ceva în drept, el repede, e risc, așa, una, două, el se nervează, trăsnește, buhnește. Zice, poate că el e vinovat, dar m-a anunțat cineva că a zis că el a fost de poliție, a fost acolo provocat. Și a ajuns în triumf iarăși. Dânsul îl provoacă acolo și a zis că... Eu nu știu cu ce să treci acolo. Eu vreau să văd copilul și vreau să știu să treci cu dânsul. Am înțeles. Dar la care din cele două închisori de la Cricova el că... La Cricova numărul 4. Ne-ați spus numele lui, ne spuneți și numele dumneavoastră? Tanasa Galina. Bun. Dacă găsim, eu știu, ONG, Avocatul Poporului care vrea să meargă încolo, acum au toate datele. Sperăm să auzim de bine despre băietul dumitale și despre dumneavoastră.